HC Dobrogea Sud are un sezon perfect pe teren propriu. Delfinii au disputat până în acest moment 9 partide pe teren propriu, atât în Liga Națională cât și în preliminarele European League, și au înregistrat tot atâtea victorii. Trupa de pe litoral încheie anul fără să cunoască gustul amar al înfrângerii acasă și speră să continue pe această linie și în 2022. Terminăm anul fără înfrângere și sunt super fericit. Nu pot decât să le mulțumesc băieților că s-au sacrificat, au muncit, am scos din greșelile pe care le-am făcut ultimele două meciuri, le-am câștigat, dar vreau să văd progres de la meci la meci, să scoatem greșelile tehnice, greșelile neprovocate, mingi mână la adversari care nu fac decât să-ți dea gol ușor și să avem probleme. Astăzi au fost puține, mult mai puține decât în ultimele două meciuri și s-a văzut, iar apărarea extraordinară, continuăm să ne apărăm extraordinar. Și să mergem pe drumul ăsta, pentru că încă nu s-a terminat, avem meci la Buzău, extraordinar de greu și în sfârșit o bine meritată vacanță. Un rol important în parcursul de până acum al formației constanțene l-au jucat suporterii. Chiar dacă n-au putut fi tot timpul prezenți în tribune din cauza restricțiilor, handbaliștii HCDS-ului i-au simțit de fiecare dată alături. Le mulțumim că au venit în număr atât de mare, chiar le-am simțit sprijinul, le dedicăm această victorie. Încheiem anul cu dreptul în campionat, acasă n-am la bătaie. Probabil și lor le greu fără meciuri și fără acces în sală, iar nouă mult mai greu decât le-ar fi lor. Vrem să simțim că jucăm pentru cineva. Știm că ne urmăresc de la televizor sau eu știu pe rețele de socializare, dar una e să joci cu o sală plină. Nu am fost astăzi plină, dar ușor, ușor probabil vom trece de această perioadă și visez la o sală plină ca în vremurile bune. Asta ar fi un prim obiectiv pentru mine. Bine, am oferit spectacolul bine meritat pe care l-a așteptat cu toții. Și nu putem să ne gândim decât la următorul meci de la Buzău, săptămâna viitoare și, bineînțeles, la sărbătorile care vin și profit de această ocazie să urez tuturor fanilor noștri și iubitorilor de handbal din Constanța un Crăciun fericit și un la mulți ani deosebit de bun, un an nou fericit cu cât mai multe bucurii și împliniri. Cu un singur meci rămas de disputat în 2021, HC Dobrogea Sud se află pe primul loc în Liga Națională de Basket Masculin cu 37 de puncte după 14 etape. Constanțenii sunt urmați la doar o lungime de campioana Dinamo București, care are două meciuri mai puțin disputate. HCDS va susține ultimul meci din acest an duminică în deplasare cu HC Buzău în etapa 15-a Ligii Naționale.